Nevoia care s-a transformat în plăcere. Din dorința de a asigura o hrană cât mai sănătoasă copilului său, un tânăr a decis ca să-și cumpere capre. Și pentru că este un om ambițios, a ales o rasă care să fie foarte productivă, dar și extrem de blândă și frumoasă. Pentru că este un exemplu demn de urmat, vă invităm în județul Argeș să-l cunoaștem pe Lucian Burluș. În comuna Bălilești a devenit foarte cunoscut un tânăr care, deși are și un serviciu, găsește mereu timp pentru pasiunea sa, moștenită de altfel de la bunici, creșterea caprelor. E un bine util cu plăcutul. Este și o modalitate de relaxare și un job. Amintiri, ce să vă spun? Bunicul meu avea vacă, porci și în copilăria mea mă trimitea cu copiii din sat, mergeam cu vaca la coșunat, de multe ori mă supăram pe el că nu mai aveam timp de joacă, de copilărie, că trebuia să merg cu vaca la... Nu că nu îmi plăcea, doar că trebuia să fac asta zi de zi și fiind copil mi-aș fi dorit să fac și altceva, să mă joc, să ies cu copiii, să... Și atunci gândeam altfel, vreau să merg la joacă. Odată cu trecerea timpului, tânărul fermier Lucian Burluș vede lucrurile altfel. Pentru mine este o plăcere să mă relaxez, separat că este muncă la ele, numai cine are animale, înțelegi ce spun, dar pentru mine este o plăcere, o pasiune. Adică fac asta din pasiune, nu pentru bani. Chiar mă relaxează să mă ocup de ele, să le văd bine, să le văd îngrijite. Îndeletnicirea sa este foarte profitabilă, atâta vreme cât de la fiecare capră îi rămân câte 2-3 iezi pe an și aproximativ 4 litri de lapte pe zi. În plus, a început să-și vândă și din produsele procesate, iar cumpărătorii nu s-au lăsat așteptați.